50 de companii din Republica Moldova, dar și din România, precum și organizații din Republica Moldova. Sunt căutate foarte multe joburi din IT, și anume PHP developer, software developer, Java developer. Sunt căutate totodată joburi din domeniul limbilor străine, respectiv traducător pe diverse limbi, engleză, franceză, spaniolă, germană. Totodată sunt căutați oameni în domeniul comerțului, vânzători, casieri, contabili, farmaciști, așadar e o paletă diversă de locuri de muncă. Avem mai multe oportunități de voluntariat pentru tine în activități în care s-ar putea implica, prin completare de sondaje săptămânale și să aflăm opiniile lor, până la educația electorală și civică în rândul tinerilor. Ca să găsesc un job part-time, cam dacă este posibil în domeniul turismului, pentru că eu învăț în acest domeniu, sau ceva legat de limbi, posibil comunicare, poate un call centru, ceva de gen. Noi avem multe domenii. Astăzi sunt și domeniul vânzărilor, foarte mulți în domeniul IT, în domeniul ingineriei tehnice. Adică, într-adevăr, suntem multilaterali. Salariile cresc, într-adevăr, variază de la 5 și până la, eu nu știu dacă ar exista un maxim de salariu. Deci ce se cere de la persoana dată? E nevoie, în mod normal, de o experiență, de studii, de o cunoaștere fluentă a limbilor. Cred că primordial este totuși româna-rusă, dar este binevenită foarte și limba engleză. Compania American Greetings este cel mai mare producător de felicitări din lume, iar noi reprezentăm biroul de la București. Am venit la acest târg fiind interesat de cei care caută joburi în domeniul IT. Și e vorba de DevOps Engineer și poziția de Monitoring Administration. De aceea noi vrem să investigăm în ce măsură oamenii de aici sunt interesați de relocare, pentru că în momentul de față pozițiile pe care noi le avem deschise sunt pentru biroul din București, însă în viitor avem în vedere să deschidem o mini-filială aici. Am venit împreună cu prietenii mei care sunt în căutare de job, dar așa cum deja sunt angajată, sunt doar cu interesată să văd care sunt posibilitățile noi pe piață și ce cer angajatorii de la tineri specialiști, așa cum sunt eu. La moment suntem în căutarea 15 specialiști. Dacă vom găsi candidații potriviți în număr mai mare, o să-i luăm pe toți, pentru că nu este cazul să pierdem oameni cu competențe, oameni care își doresc să muncească aici în Moldova. Cerințele este un minim de franceză, pentru că noi, de fapt, activând și cu clientul din Franța, trebuie să avem și o comunicare. Pentru început, nu trebuie să dețină experiență, pentru că noi formăm la intern. Un pic de timp liber pentru a vedea într-adevăr ce oferte noi punem în practică țara noastră și ce perspective și ce, desigur, locuri de muncă pentru însăși tineret. La moment suntem în căutare de operatori și casieri pentru stațiile de alimentare cu combustibil. Pe tot teritoriul avem stații și deci avem permanent nevoie de tineri ambițioși și responsabili. La ziua de azi noi am venit cu oferta 260 de funcții vacante, atât pentru persoane cu studii gimnaziale, liceale, cât și persoane cu studii superioare și masterate. Funcțiile vacante sunt în domeniul menținerii și asigurării ordinii publice, sunt în domeniul resurse umane, logistică, finanțe, de acum în independență de studiile desemnate de către persoană.